Prima ediție a Comuniadei, concurs dedicat elevilor din mediul rural, s-a încheiat astăzi cu festivitatea de premiere a celor mai meritoși copii. Evenimentul desfășurat sub egida Stelele Satelor a fost organizat de filiala Mara Mureș a Asociației Comunelor din România și s-a bucurat de un real succes. La Comuniada au participat aproximativ 1000 de elevi care au concurat la materiile matematică, limba și literatura română, istorie, geografie, caligrafie și șah. Pot să afirm că a fost o reușită și asta se datorează în primul rând efortului conjugat al tuturor oamenilor din administrația publică locală care au fost implicați, fie că vorbim despre inspectoratul școlar, Consiliul Județean, unitățile administrative, comunele județului Maramureș, școlile, cu toții s-au implicat cu dăruire și au pus suflet ca această activitate să fie o reușită. Scopul Comuniadei este de a promova cei mai buni elevi din mediul rural, dar și de a motiva copiii să obțină performanțe la învățătură. Maramureș este primul județ din țară unde această competiție a avut loc. Am fost promotorul acestui concurs. Eu am făcut regulamentul de participare, eu am pus bazele acestui concurs împreună cu președintele Asociației Comunelor din România, filiala Maramureș. Mă bucur că acum, la prima fază, au ieșit lucrurile destul de bine. Am avut 5 copii participanți, 2 au luat premii la nivel de județ, premiul 2 la limba română și premiul 3 la istorie. Cele mai multe premii au fost luate de către elevii din Moisei, unde din 21 de copii care au participat la Comuniadă, 17 au obținut rezultate deosebite. La concursul Comuniada, care s-a organizat în acest an, după 2 ani de pandemie, a fost binevenit acest concurs. Din 21 de elevi care au participat, 17 au luat premii. La Moisei avem dascăli calificați. Pot să zic 99% din dascălii din Moisei sunt titulari pe post și drept răsplată au scos copiii valori. Elevii au mărturisit că au avut emoții, dar în același timp s-au simțit puși în valoare. Pe viitor și-ar dori și alte competiții de acest fel dedicate lor. La caligrafie. Îți place să scrii? Da. Ce premii ai luat? A fost destul de greu să învăț. Am stat, cred că, 5 ore aproximativ să învăț. Dar când am ajuns acolo, toate emoțiile mi-au venit și dacă am avut emoții, am reușit să termin cu reușită, să zic așa. E mare nevoie de asemenea concursul și poate dacă e încă un pic mai multe, pentru că ne încurajează foarte mult. Am participat la geografie. E grea geografia? Nu este grea, trebuie doar să-ți placă. Este o materie destul de frumoasă, depinde ce-ți place. La limba română. Cum a fost? Destul de greu, în vedere. Multă literatură. Dar m-a descurcat. Îmi place să citesc în general, mă debarasez de lumea asta. În cadrul manifestării găzduite de Muzeul Satului din Baia Mare au fost acordate peste 260 de premii, atât elevilor participanți la Comuniadă, cât și profesorilor implicați în pregătirea copiilor. Pe viitor, Comuniada urmează să fie organizată și la nivel național.